Produsele carbogazoase care pot fi găsite în școli, chioșcuri, parcuri pentru copii și care sunt folosite pentru a ne astâmpăra setea, așa precum preluăm din reclame, nu au doar efecte contrare, cauzând deshidratarea organismului, ci conduc în mod demonstrat la diverse boli nocive, precum obezitate, leziuni celulare, osteoporoză, carii dentare, afecțiuni hepatice și așa mai departe. În plus, un studiu intitulat NOMAS denotă clar că sucurile carbogazoase dietetice cresc riscul unui accident vascular cu până la 61%. De aceea, cer Comisiei Europene să ia măsuri urgente pentru protejarea sănătății minorilor din Uniunea Europeană prin tratarea comercializării sucurilor carbogazoase în regim similar cu al țigărilor și băuturilor alcoolice, campanii concrete de informare și depistarea substanțelor nocive în sucurile carbogazoase. Vă mulțumesc!